Am participat la summitul Rebele și practic acolo s-a creat un val de entuziasm în jurul acestei idei, pentru că este o idee în care cred. Este o idee care poate să aducă valoare. Eu, la rândul meu, față de colegi, am început un business de curând. Deci, oarecum, mă văd într-o situație similară cu cineva din Italia care are ceva fonduri, doar că locuiește în momentul de față în Italia, are ceva fonduri, se gândește să se întoarcă acasă, dar, din păcate, în momentul de față, ceea ce ajunge la ei sunt informații care, unul la mână, nu sunt întotdeauna corecte, nu sunt bine structurate, iar dacă se uită la televizor, este clar că se sperie, spun că aici este sfârșitul lui. Dar, într-adevăr, lucrurile nu mai stau cum stăteau 5 ani, 10 ani în urmă, cum poate au plecat ei. Se schimbă de la o zi la alta, este ușor să-ți deschizi o firmă. Iar, din punctul meu de vedere, concurența în România, concurența reală, permite, în momentul de față, dezvoltarea în atât de multe domenii încât idei și timp fizic să ai, să poți să le aplici. Deci, practic, transferul de cunoștințe și mai ales prin exemple, prin propriile exemple și prin poveștile de succes pe care le vom pune, care sunt deja în site, și care fiecare a început, nu știu, fie că a deschis o mică brutărie, fie că și-a făcut o cultură de fructe de pădure, fiecare a pornit de undeva, dar aceștia sunt pilonii care vor duce mai departe România și practic în toate țările occidentale, mici întreprinzători, IMM-urile, întreprinderile mici, sunt cele care asigură baza societății și sunt cele care asigură, într-un fel sau altul, presiunea asupra mediului politic, în sensul în care acesta să se asigure, să-și facă rolul de a se asigura că lucrurile se desfășoară corect pentru toată lumea și să nu aibă implicări în dezvoltarea, în regulile jocului. Eu voi susține acest proiect, așa cum am spus, voi susține acest proiect pe termen lung. Acesta este doar începutul. Prin aceste conferințe vom crea un mic val care în timp va crește. Este un bun moment, este un foarte bun moment și cu toții cei din implicați în proiect și cu siguranță vom atrage și alte persoane. Vom susține acest proiect și în momentul în care cei de acolo vor veni către noi și vor veni pentru sprijin, fie cu informații, fie poate cu finanțări, fie cu o direcționare către un domeniu unde să investească. Deci vom fi aici pentru ei, nu doar în prima etapă de pornire, ci și ulterior, care este la fel de important la noi. Mulțumim mult!